Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări, pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. Îl am alături de mine în această seară pe actorul Dorel Bișan. Bună seara, bine ați venit! Rămână, bine v-am găsit! O mare onoare că ați venit la mine la 40 de întrebări. Despre dumneavoastră știm așa, sunteți pentru noi unul dintre cei mai apreciați actori de teatru și film din România, iar publicul vă identifică cu Senatorul Melcilor. Ați interpretat peste 40 de roluri memorabile în toți cei 35 de ani de activitate la Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj și ați condus această instituție de cultură timp de 7 ani. Ați cucerit cu talentul dumneavoastră și marele ecran și v-ați impus în peste 60 de producții cinematografice sub bagheta unor regizori consacrați ca Mircea Daneliuc, Geo Saizescu, Steregulea, Sergiu Nicolescu și Nicolae Mărgineanu. Ați fost profesor universitar de actorie și sunteți doctor în arte. Sunteți membru al Uniunii Scriitorilor din România și autorul mai multor volume de poezie, dintre care cel mai cunoscut este Psalmi, o lucrare care a fost tradusă în mai multe limbi. În 2002 ați fost decorat de președintele României Ion Iliescu cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler. În plan personal ați fost căsătorit o singură dată, aveți 3 fii și mai mulți nepoți. Vreau să-mi permiteți și să-mi promiteți că în această seară, împreună, prin cele 40 de întrebări, o să putem să-l descoperim întru totul pe cel care este Dorel Bișan. Am altă ieșire? Nu! Mulți ani ați crezut că Sfânta Evanghelie, din care tata vă citea în fiecare seară, era o carte suficientă ca să te formezi ca om. Apoi, la 14 ani, ați mers acasă la profesorul dumneavoastră de matematică, unde, vă citez, am văzut prima bibliotecă particulară. M-am speriat pentru că nu mi-am închipuit că pot exista cărți pe 4 pereți. Profesorul de matematică v-a dat atunci cartea Cunoaște-te pe tine însuți și cu ea ați început ceea ce ați numit procesul de cunoaștere. An mai târziu, criticii literari au spus despre dumneavoastră, citez acum, Dorel Bișan duce cu sine câteva biblioteci fundamentale. Biblioteci pe care le-a așezat undeva la rădăcina conștiinței de sine. Vreau să știu dacă prin intermediul acestor cărți citite ați ajuns să vă cunoașteți în totalitate. Urmează întrebarea. Cine este Dorel Bișan cu adevărat? Un trimis. Într-o misie foarte importantă. De a-i face pe oameni să se apropie de sufletul lor. De a-i face pe oameni să ajungă să se cunoască pe ei, să fie cunoscuți, să fie mai puri, să fie mai buni și să se elibereze de gândurile cu care vin la un altar laic care se numește teatru sau cinematograf. Mulțumesc! Ați venit pe lume între cele două războaie mondiale, în satul Tăușeni, din comuna Bonțida, județul Cluj. Deși în buletinul dumneavoastră apare data de 25 iunie, ați povestit că v-ați născut de fapt pe 24 iunie și că tatăl dumneavoastră v-a declarat o zi mai târziu. Vă citez. Eu am sosit din infinitul ocean al Universului într-o noapte de sânziene. O noapte specială, sub puterea lunii. Nimeni nu scapă de soartă, iar în viitor va pătimi ceea ce i-a hărăzit destinul când l-a născut mama sa. În tradiția populară, sânzienele sunt fete foarte frumoase,
cu puteri magice, dar care atunci când nu sunt sărbătorite așa cum se cuvine, se supără și devin ele, adică zâne rele. Urmează întrebarea. Au fost bune sânzienele cu dumneavoastră? Da. N-am ce să le reproșez nimic. Au fost bune pentru că eu am mers întotdeauna în întâmpinarea lor. Am considerat că viața nu este un drum spre îmbătrânire, ci un drum spre înțelepțire. Iar sânzienele care mie mi-au marcat trecerea în această lume de bufoni, cum spune Shakespeare, au fost înțelegătoare din acest punct de vedere și m-au ajutat și am considerat întotdeauna că trebuie să mergi în întâmpinarea norocului și că cel mai trist lucru este nu să mori, ci să te prindă binele nepregătit. Și atunci am urmat porunca Sfântului Pavel, lucrați cu zel chemările la care ați fost chemați. Și aceasta a fost, într-un fel, motoul vieții mele. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Ați povestit că nu v-ați mai sărbătorit ziua de naștere de foarte mulți ani și că nu vă place să numiți vârsta dumneavoastră, vă citez. După ce treci de 35 de ani, să nu vorbești de vârstă niciodată, pentru că în acel moment te simți un om bătrân și astfel nu mai ești nimic. În înțelepciunea orientală, viața se consideră până la 50 de ani. După această vârstă, curg anii pe care îi mai am de trăit, care pot să fie 2 sau 100. Este evident că v-ați însușit această filozofie și susțineți că este important cum te simți și nu câți ani ai. Urmează întrebarea. Ați reușit să păcăliți timpul? Da, într-o oarecare măsură, da. Nu putem păcăli timpul, numai dacă suntem dincolo de timp și spațiu, cum a fost Eminescu sau când sunt geniile. Dar am reușit. De ce? În pelegrinările mele prin lume și în special în zonele de înțelepciune, în India, în China, în Japonia, în Thailanda, mi-am însușit o parte din filozofia lor, care este mult mai permisibilă decât filozofia noastră. Și am ajuns la concluzia că bătrânețea este o urățenie pe care ne-o facem noi singuri. Vârsta este o carapace în care este ascunsă, cum să spun, mărgica aceea superbă a tinereții. Eu și când mă rog, folosesc și acest lucru. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat sau îmi dai tinerețe veșnică. Bucurie, înțelepciune, viață. Și tot ceea ce îți cer din mărinimea ta când am nevoie. Am depășit, pentru că aceasta este o formă de a-ți stăpâni mintea. O formă de a o domestici și nu te mai setează, te setează la vârsta la care vrei. Mulțumesc, continuăm. Ați povestit că părinții vă planificaseră viitorul dumneavoastră și al fraților mai mari după o regulă bine stabilită în acele vremuri, vă citez. Unul trebuia să rămână acasă să se ocupe de gospodărie. Altul trebuia să facă o meserie și celălalt trebuia să învețe ca să se facă dascăl sau popă. De aceea dumneavoastră ați urmat cursurile școlii pedagogice de băieți din Cluj-Napoca. Când v-a dus la școală, tatăl dumneavoastră v-a încredințat directorului
cu aceste cuvinte. Domnule director, dacă nu se poartă bine, dă-i după cap, pentru că eu l-am adus aici ca să-l faceți om. Ulterior, ați făcut o specializare și ați lucrat ca profesor de educație fizică în localitatea Surduc. Ați povestit așa. Pedagogul de atunci, spre deosebire de pedagogul de astăzi, încă mai avea ceva din învățătorul lui Goga. Era un sfânt coborât dintr-o icoană. Urmează întrebarea. Ați fi un profesor bun pentru generația de astăzi? Cred că da. Ce i-ați învăța? Generația de astăzi nu se diferențiază cu nimic decât de alte, generații, decât că are mai multe informații. Numai că multe din aceste informații sunt păgubitoare. Sunt informații care, în loc să-l zidească, să-l deschidă, îl închid. Să spun cu un cuvânt mai puțin academic, îl îndobitocesc pe om. Deci generațiile de astăzi sunt la fel de zvăpăiate cum eram și noi, numai că trăiesc într-o lume în care au dispărut punctele de sprijin pentru tineri, în care ne-am alungat bătrânii, ne-am alungat înțelepciunea. Ei, trebuie să-i aduci pe tineri înapoi la această formă de gândire. Să te întorci mereu, cum spunea Blaga, să te întorci mereu la obârșie, la izvor. Să te întorci. Am văzut odată într-un muzeu pe Mississippi, într-un muzeu prin care treceam ca să vedem Valea Mississippi, unde trăiau niște triburi de indieni care nu acceptau civilizația, scria așa: dacă nu ne vom întoarce la rânduierile bătrânilor noștri, vom dispărea ca oameni. Mulțumesc, am notat. Chiar dacă inițial ați urmat calea impusă de părinți și obiceiuri și ați ajuns profesor, mai târziu ați încălcat tradiția și ați devenit actor. Nu e de mirare, pentru că, vă citez, neamul meu a fost marcat de preocupări artistice. Unii cântau, alții erau dansatori pricepuți și mai toți aveau darul de a biciui cu ascuțișul minții, prezent în cuvânt, lucrurile rele pe care le observau la cei din jur. Din această pricină li se spunea batjocoritori. Este o latură pe care cred că mi-am însușit-o. Observ că ați moștenit din neam acest dar al cuvintelor, iar mai târziu, actoria v-a învățat tehnica de a le imprima precizie și forță. Urmează întrebarea. Sunt cuvintele cea mai puternică armă pe care o aveți? Da. Sunt o armă puternică, cuvintele. Dar ele, cum spunea Eminescu, nu trebuie îndulcite. Trebuie lăsate să funcționeze numai în măsura în care explică rosturile vieții și rosturile omului. Deci, sigur, cuvântul este foarte important, este forma noastră de a ne înțelege. Toată viața am spus cuvintele altora. Dar am învățat din ele foarte multe lucruri și mi-am dat seama ce important este cuvântul dacă știi cum să-l rostești. Și cum trebuie să-l rostești? Și cui să-l rostești. Și cum trebuie să-l rostești și cui trebuie să-l rostești? Trebuie să-l rostești cu căldura iubirii, indiferent cui. Asta este o lege fundamentală a existenței. Iubirea reglează relațiile existențiale dintre oameni. Și noi ne exprimăm prin cuvinte, n-avem altă ieșire. Și atunci cuvântul trebuie să împlinească și ceea ce este în spatele lui.
Mulțumesc. Vă citez. Arta m-a descoperit pe mine, nu eu pe ea. Printr-o întâmplare deloc întâmplătoare, niște artiști de la Teatrul din Cluj m-au văzut jucând într-un spectacol de amatori, propagandistic, și m-au sfătuit să încerc la profesioniști. Ați venit la București și ați reușit, din a doua încercare, să intrați la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale. Ați povestit că mama nu a trăit să vă vadă pe scenă, dar tata v-a susținut să mergeți pe acest drum. În schimb, sătenii nu v-au înțeles deloc alegerea și vă spuneau: am auzit că te-ai dus la școala de artiști. Ce faceți acolo? Vă strâmbați, nu? La facultate l-ați cunoscut pe Demrădulescu, care era pe atunci lector. Despre el ați spus mai târziu: am învățat multe de la Bibanu. De la el am prins exersarea vocației. Să fii actor nu este o meserie. Urmează întrebarea. V-ați îndoit vreodată de vocația dumneavoastră? Întotdeauna. Întotdeauna m-am îndoit. Artistul sau puterea artistului stă în măsura în care poate să suporte singurătatea. Pentru că artistul de orice gen și mai ales artistul de teatru, actorul, creează certitudini pentru alții trăind în propria lui incertitudine. Este exersarea unei vocații la care nu poți să-i faci proba, ca la aritmetică. Și atunci, dacă nu poți să-i faci proba, atunci întotdeauna ai și o oarecare îndoială. Aceasta, de fapt, este și slăbiciunea noastră a oamenilor, că suntem îndoiți. Din această cauză, nu putem avea credință puternică. Ne îndoim. Mulțumesc. Continuăm. V-ați făcut debutul în cinematografie la vârsta de 35 de ani în filmul Păcală al lui Geo Saizescu. Producția este acum pe locul 2 în topul celor mai vizionate filme românești din toate timpurile. În 4 decenii de carieră cinematografică ați avut 10 de roluri în filme și ați lucrat cu regizori mari. Un rol magistral ați făcut în filmul Moromeții din 1987, regizat de Steregulea. Îl interpretați acolo pe Bălosu, vecinul înstărit al lui Ilie Moromete. Și chiar dacă ați jucat un rol secundar, criticii v-au remarcat și v-au lăudat interpretarea. Dumneavoastră ați spus așa: când s-a făcut filmul Moromeții, s-au distribuit actorii cei mai potriviți. Mie, rolul lui Tudor Bălosu nu mi s-a potrivit, dar l-am făcut să se potrivească. Așa face un actor. Urmează întrebarea. V-a adus rolul secundar din Moromeții în prim planul cinematografiei românești? M-au adus mai multe roluri secundare. Rolurile secundare sunt cele mai grele. Eu am o teorie care am predat-o și studenților. Nu este important ca actorul să facă un rol, ci să reconstituie un destin. Și atunci am încercat să și aplic această teorie și rolurile secundare m-au obsedat și m-au urmărit, pentru că acolo ai foarte puțin material. Și depinde de puterea de a descoperi ce este în spatele cuvintelor. Deci a descoperi, de fapt, omul din omul, a cărui trup și suflet îl iei asupra ta. Și atunci, și acolo, și în Cel mai iubit între pământeni, și în mai multe roluri mici, am avut bucuria să fie remarcate
ceea ce este extraordinar pentru un artist. Mulțumesc. Câțiva ani ați fost profesor de sport la Surduc, raionul Jibou, unde ați legat prietenii în rândul minerilor. Așa ați ajuns să le cunoașteți stilul de viață, meseria și problemele. An mai târziu, în 1988, ați jucat rolul unui miner, Iacob, personajul principal din filmul cu același nume, regizat de Mircea Daneliuc. Rolul v-a adus o nominalizare la categoria cel mai bun actor în cadrul Festivalului European al Filmului, iar cotidianul The New York Times a scris despre dumneavoastră: Dorel Vișan este extraordinar, în special atunci când rămâne singur, fără cuvinte, în ultimele 20 de minute. Ați povestit de mai multe ori că a reconstrui un destin implică o muncă infernală, iar pentru rolul din Iacob ați fost în stare să intrați în subteran timp de o lună. Vă citez: am lucrat cu minerii la 400 de metri adâncime. Când ieșai, simțeai nevoia să vezi verde, să vezi copacii, să bei o bere. Sigur, când bei o bere, mai bei și pe a doua și pe urmă vine nevasta după salar. Da. Am o curiozitate. Urmează întrebarea. Ce nu ați face niciodată pentru un rol? Ce nu aș face? Da. Să nu gândesc ca personajul. Adică să gândesc ca personajul. Deci m-aș feri de faptul, într-un rol, să gândesc ca mine. Deci actorul trebuie să gândească ca personajul. Așa cum creștinul trebuie să gândească ca Iisus. Tot așa, actorul trebuie să gândească ca personajul, că dacă nu este autentic, dacă joci, de exemplu, un răufăcător sau un criminal și tu gândești ca un creștin care pleacă de la biserică, nu se potrivește. Trebuie să gândești ca personajul, să-ți însușești partea lui lăuntrică. Și atunci ai și sorți de izbândă, ai și sorți de neizbândă, dar în general izbândești. Continuăm. Rolul lui Ion Creangă din filmul Un bulgăre de humă v-a adus premiul pentru interpretare masculină la Festivalul de Film de la Costinești. Pentru a semăna cât mai mult cu Creangă, v-ați îngrășat 30 de kilograme 15. Și v-ați schimbat mersul. Cu toate acestea ați fost pe punctul să renunțați la rol, vă citez: nu-l simțeam pe Creangă. Într-o zi când aveam frământările astea, în bojdeu care amenajată, am îmbrăcat cămeșul pe care îl comandasem și am simțit deodată că a coborât ceva din ceruri, că a pătruns în mine și am început să simt personalitatea marelui scriitor. M-am luminat, simțeam că sunt Creangă. După ce s-au încheiat filmările, ați povestit că ați avut nevoie de ajutor specializat ca să scăpați de trăsăturile personajului și de mersul lui legănat. Urmează întrebarea: cât timp ați mers la psiholog ca să scăpați de personajul lui Ion Creangă? O singură dată, că m-a lămurit. M-am îngrășat 15 kg, nu 30. Dar aveam și niște burți suplimentare care le punea echipa de filmare. Rolul Creangă a fost pentru mine un prag extraordinar. Păstrând proporțiile, a fost asemănător cu ceea ce a trăit Robert Power în Iisus, în filmul lui Zeffirelli. Personajele care au un suflet foarte puternic, pot să te domine. Sunt actori care fac un rol și intră cu multă profunzime în el și nu mai pot ieși. Toată viața joacă rolul ăla. Și de asta m-am temut. Din cauza asta am mers la o prietenă de-a mea care era profesor, psihiatru, și care mi-a spus că pot să mă debarasez de aceste treburi încet, încet, prin conștientizare. Deci de câte ori făceam o mișcare care nu era a mea, spuneam: bădie,
lasă-mă. Ei, asta este. Dar am rămas cu Creangă și acum. Și acum colaborez cu sufletul lui, mă ajută. Ce vă spune? Îl întreb, orice îl întreb îmi răspunde. Cam ce îl întrebați? Ce trebuie să fac în situații mai grele? Și el îmi dă sugestii și aproape întotdeauna s-au adeverit. Bine, mergem mai departe. Acum, chiar dacă pentru dumneavoastră cel mai complex rol din toată literatura lumii este Falstaff, pe care l-ați jucat la Anțianul Clujan când spui totuși Dorel Vișan, spui senatorul Melcilor. În celebrul film din 1995, dumneavoastră i-ați dat viață senatorului Vârtosu, un politician corupt, un politician veros, grotesc, demn de cel mai profund dispreț, care avea o pasiune culinară aparte pentru melci. Pelicula a intrat în competiție la Cannes pentru premiul Palme d'Or, iar la Festivalul Filmului Mediteranean de la Montpellier, dumneavoastră ați obținut premiul pentru interpretare masculină. Citez dintr-o cronică de film. Sigur, dezinvolt, nuanțat, fluent, fin, rafinat, senatorul lui Dorel Vișan este creat fără nicio ezitare. Dorel Vișan își salvează protagonistul de la schematism și caricaturizare. Îl face caragios, îl umanizează, nu însă până într-acolo încât să devină și simpatic. Aș vrea să-mi spuneți dacă vă deranjează faptul că românii vă identifică cu acest personaj. Și acum, urmează întrebarea. Cine este senatorul Melcilor în politica românească? Senatorul Melcilor este oricare senator din lume. Nu numai din politica românească. Chiar îmi spunea șeful presei din Italia, zice, pe cine ai avut model? Senatorii noștri, domnule, nu știu, dar exact așa sunt și senatorii italieni. Deci nu e nicio... Este o deformație profesională a omului politic, care cu timpul s-a tot dezvoltat. În filozofia orientală se spune că funcționarul care nu se ocupă de problemele funcției, ci de problemele lui personale, face ticăloșia supremă. Toți senatorii din lume, cu foarte mici excepții, fac ticăloșia supremă. Pentru că nu se ocupă de problemele funcției unde l-au trimis oamenii, ci se ocupă de problemele lui personale. Și așa l-am intuit, așa i-am dat viața pe care i-am dat-o și desfășurarea existențială a lui Vârtosu și am rămas, pentru un artist este extraordinar să te confunde lumea cu personajul. Este formidabil. Sunt actori care au jucat în roluri pentru copii, personaje negative, și copiii aruncau cu pietre după ei pe stradă. Deci faptul că m-a identificat lumea cu acest personaj nu înseamnă că e cel mai bun film al meu și cel mai bun personaj, dar pentru mine este o mândrie. Dar care este cel mai bun? Și vă mai dau timp. Iacob. Pentru dumneavoastră. Iacob. Și Creangă. Iacob. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. Criticii de film au remarcat că specialitatea dumneavoastră sunt personajele negative. Citez din presa de specialitate. Când mă gândesc la Dorel Vișan, am în minte fața ticălosului abisal, a torționarului, a politicianului mizerabil, a mafiotului. Din cauza acestor roluri, nu puțini au fost jurnaliștii care au mărturisit că, înainte de a vă cunoaște, erau siguri că sunteți, citez, un mare ticălos. În același timp, dumneavoastră ați spus așa. Personajul nu e un simbol, e făcut din carne și oase și are destinul lui care te ia în stăpânire. Vreau să-mi spuneți cât de mult vă confundați dumneavoastră cu personajele pe care le-ați interpretat. Urmează întrebarea roșie.
Ați fost vreodată un personaj negativ și în viața reală? Cred că da. Cred că da. Toți trecem prin faze din astea, poate fără să vreau. De exemplu, Adrian Păunescu, când mă întâlneam cu dânsul, spunea, vine ticălosul. Și îmi făcea foarte mare plăcere, întotdeauna râdea, pentru că el era pornit împotriva ticălușiei. Poate că am greșit în anumite momente, nu pot să-ți dau un moment anume. Dar, de exemplu, când eram director, poate am nedreptățit anumiți actori care puteau să facă mai mult sau chiar în viață sau ca profesor. Omul este o ființă tainică, o ființă tainică și sufletul lui are nu numai o taină, dar are o arie de mișcare extraordinar de mare între sublim și mizerabil. Și foarte ușor poți să cazi în zona de mizerabil. Mergem mai departe. În familia dumneavoastră a existat tradiția de a crește albine. Bunicii dumneavoastră au avut stupi. Tatăl dumneavoastră a avut stupi și înțeleg că și dumneavoastră aveți acum o mică prisacă. Ați spus că albinele reprezintă o lume de la care poți să înveți să nu cunoști lenea. Vă citez. Trântorii au mai multe roluri în stup. Întrețin buna dispoziție a albinelor, le conduc până la urdiniși, încălzesc mierea, încălzesc puietul. Rolul lor se termină când matca este fecundată și atunci albinele îi scot afară și îi lasă să moară de foame. Pentru că ați învățat atât de bine viața albinelor, la un moment dat ați comparat România cu un stup besmetic, adică un stup rămas fără matcă, care a fost luat în primire de trântori. Vă propun acum un exercițiu de imaginație. Urmează întrebarea. Ce rol ați jucat dumneavoastră în ierarhia unui stup? M-am străduit să joc rolul de albine lucrătoare. Dar nu poți juca rolul unei albine dacă nu treci prin trântor și puțin prin matcă. Deci trebuie să treci prin toate. Iar comparația pe care am făcut-o vine din credința mea că noi românii ne pierdem românismul. Lumea aceasta nouă, progresul și civilizația, care și-a propus să ne facă niște oameni totali, n-a reușit să ne facă decât niște oameni care nu se pot înțelege pe ei înșiși și care sunt aruncați într-o lume în care nu se pot descurca. O lume, o existență schimbătoare, care are și posibilitatea de a lupta împotriva vieții. Este foarte grav ca existența să lupte împotriva vieții. Și ce se întâmplă astăzi în lume și în România justifică această poziție a omului și a existenței, de a lupta împotriva vieții. Mulțumesc, continuăm. Ați făcut o declarație care v-a adus un val de critici la momentul respectiv, vă citez. Drepturile omului sunt o găselniță mizerabilă. E bine ca omul să aibă drepturi, dar nu trebuie să-și neglijeze datoriile și în același timp drepturile trebuie să fie egale pentru toată lumea. Sunteți de părere că mulți au înțeles greșit libertatea pe care ne-am recâștigat-o după Revoluția din 1989. Ați spus așa, dictatura înțeleaptă e mai bună decât libertatea prost înțeleasă. Eu nu sunt de părere că un om este liber atunci când îi spune președintelui țării că este un bou.
El nu are voie să spună acest lucru. Nu libertatea are ultimul cuvânt, ci responsabilitatea. Nu poți să fii liber dacă nu ești responsabil. Urmează întrebarea. Sunteți un om liber? Dacă nu, cel puțin încerc. Omul este o ființă socială. Și trăind în societate, este foarte greu să-ți găsești libertatea, pentru că libertatea se transformă foarte repede în sclavie. Libertatea pentru omul neinstruit și pentru omul cu apucături rele, libertatea poate să fie un blestem. Din acest punct de vedere, niciodată nu suntem liberi, dar trebuie să ne străduim să fim liberi. Pentru că așa este omul, așa a fost făcut, ființă liberă și veșnică. Deci veșnicia noastră nu se manifestă numai dacă înțelegem libertatea. Pe mine mă deranjează foarte mult când lumea și mulți politicieni vorbesc de statul de drept. Nu există stat de drept, e o utopie. Statul de drept a fost utopic și pe vremea grecilor, pentru că el se referea la trei lucruri fundamentale: libertate, egalitate și fraternitate. Ei, astea trei nu există în statul nostru și nici într-un stat din lume, decât în comuna primitivă. Și atunci trebuie întotdeauna să ne controlăm libertatea prin responsabilitate. Mulțumesc! Vă citez. La noi în sat, Dumnezeu era parte din familie. Oamenii se rugau și nu-și făceau probleme existențialiste, nu-și puneau întrebări metafizice, ci pur și simplu credeau. Legile erau cele ale naturii, dar între timp omul și-a făcut alte legi pe care să le încalce. Așa ați spus despre legătura specială de odinioară a omului cu divinitatea și ați subliniat că astăzi singura cale prin care omul își poate recâștiga demnitatea este reîncreștinarea, iar Iisus nu trebuie să fie un idol la care doar să ne rugăm, ci un ideal, un stil de viață. Dumneavoastră, din câte am văzut, v-ați născut într-o familie greco-catolică, iar acum sunteți creștin ortodox. Urmează întrebarea. De ce ați trecut la ortodoxie? Ne-au trecut alții, n-am trecut noi. Așa a fost în timpul celuilalt regim. Toată lumea a trecut la ortodoxie. Nu, mai sunt și acum. Ai ieșit la Cluj să construiești o catedrală a greco-catolicilor și mă mai duc, sunt în relații bune. Dar, în ultima instanță, nu știu dacă contează să fii greco-catolic sau ortodox sau musulman. Contează să respecti și să duci o viață morală. Asta este drumul omului și a creștinătății. În credința mea, legea nu face decât să-l limiteze pe om, să-l oprească. Singurul lucru care poate să influențeze sufletul omului este credința. Pentru că numai prin credință omul se unește cu el însuși. Deci își unește exteriorul, unde gândim numai cu eu formal, cu interiorul, unde este eul cristic. Eul cristic. Deci sentimentul religios se naște odată cu sentimentul dragostei de țară. Iar credința și conștiința omului nu se creează singură, ci vine din străfunduri. Mulțumesc! Ați povestit și dumneavoastră, spun și eu acum, sunteți o persoană care a călătorit foarte mult
pentru a învăța din înțelepciunea tradițională din diferite colțuri ale lumii. V-ați regăsit mai cu seamă în anumite practici din India, Vietnam, Tibet, Peru, Japonia sau Thailanda. În aceste călătorii vi s-a confirmat cât de importantă este viața simplă, aproape de natură și care trebuie trăită în concordanță cu ciclurile anotimpurilor. Vă citez. Trebuie să existe un echilibru în viața noastră. Dezechilibrul pornește de la păcate, unele mai mari, altele mai mici. Totul se plătește pe lumea asta, nimic nu rămâne nepedepsit. Urmează întrebarea. Aveți multe păcate? Da. Da, toți avem păcate. În primul rând, am păcatul original pe care îl are toată lumea. Deci noi care ducem boala păcatului, cum spun creștinii, ducem boala păcatului, din cauza asta Iisus a fost numit tămăduitor. Dar noi nu l-am ascultat pe Iisus în întregime. Adică în momentul când a apărut Iisus, am spus, o, ce veste minunată, și când am văzut ce condiții pune, am spus, trebuie să-L batem în cuie. Și Iisus, sau fenomenul cristic, funcționează numai dacă Iisus rămâne în factum, în realitate, ca model de viață, ca model de existență și sistem de suferință. Dumneavoastră vi l-ați însușit. Cât am putut, da. Numiți-mi păcatele la care faceți referire. În gând, acum, ei, când păcatele, mi-ați spus la întrebare. Păcatele noastre sunt legate ale dumneavoastră. De foarte multe lucruri. Nu ale omenirii. Păcatul, de fapt, în germană se numește sünde, adică este... Ce înseamnă păcat pentru dumneavoastră? Păcat este o acțiune a omului în care iese din zona morală și nu respectă, cum să spun, poruncile. Vă mai dau timp. Și înfrânările care sunt prevăzute de dogmele religioase. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Eram studenți la București. Nevastă mea era foarte frumoasă, iar eu eram la fel de urât ca și acum. N-am cucerit-o așa cum se cuceresc de obicei femeile. Avea față de mine o încrâncenare puternică, îi se părea că sunt foarte încrezut. Așa ați vorbit despre Maria, cea care v-a fost soție timp de 29 de ani. Serioasa profesoară de sport, așa cum ați caracterizat-o, a fost cea care v-a susținut întotdeauna în carieră. În momentele grele, când îi spuneați, mă fată, m-am săturat, ea vă răspundea, auzi, du-te după glorie. V-ați pierdut soția de vreme, în 1993, în urma unei boli incurabile, și deși moartea ei a fost o mare suferință pentru dumneavoastră, v-ați consolat spunând, poate că acum sunt mai mult cu ea decât atunci când trăia. Acum, în ciuda discreției de care dați dovadă pe plan personal, presa a scris, chiar în mai multe rânduri, că v-ați fi refăcut viața sentimentală, fără însă să mai treceți pe la starea civilă. Urmează întrebarea roșie. De ce nu v-ați mai căsătorit niciodată? Nu mi-am putut închipui cu un om să poate căsători a doua oară. Și mai ales când despărțirea a fost foarte tragică. Așa, dacă este o despărțire care se face dintr-o diferență de înțelegere, adică dintr-o ceartă, atunci poți să te desparți și e bine să te desparți, ca să nu te ceri toată viața. Și te poți recăsători. Eu n-am mai putut. Am ținut atât de mult
la relația noastră și la copii, dar n-am putut să trăiesc singur. E normal că trebuie să-ți găsești pe cineva cu care să trăiești. Deci am avut prietene și am și astăzi. Nu asta este problema. Problema este ca această viață să fie discretă și să fie în limitele moralei creștine și a moralei omenești. Nu m-am mai putut căsători și nici n-am încercat, chiar dacă... Mi-am mutat gândurile și acțiunile în altă zonă, în zona căutării, în zona învățăturii, în zona cititului. Da. Mulțumesc. Am considerat întotdeauna că căsătoria este o școală continuă și fără sfârșit în care fiecare învață de la celălalt. Deci, în căsătorie, lucru fundamental este respectul. Iubirea se topește, dar respectul trebuie să rămână până la capăt. Mulțumesc! Ați povestit că atunci când a murit soția dumneavoastră, v-ați refugiat în alcool, un viciu care v-a deteriorat sănătatea, ați fost diagnosticat cu hepatită cronică virală și erați la un pas de a face ciroză. Ați început tratamentul prescris de medici pentru a opri boala, dar pentru că nu v-ați vindecat total, ați apelat și la o metodă de tratament din medicina complementară. Vă citez. Eu mi-am planificat vindecarea în 3 săptămâni. Dacă îți impui și îți bagi un program în creier, programul acela chiar funcționează. Și eu m-am trezit după 3 săptămâni cu ficatul vindecat. Ați avut și alte boli de-a lungul timpului pe care le-ați tratat la fel, combinând medicina alternativă cu medicina clasică. Urmează întrebarea. Cum v-ați vindecat singur? Aș răspunde ca un creștin. Nu m-am vindecat eu, m-a vindecat Dumnezeu și credința. 12 săptămâni și nu 3 săptămâni, pentru că în 12 săptămâni, de obicei, virusul hepatitei, dacă este bine stăpânit, începe să dispară. Deci 3 luni ar fi. Deci la 12 săptămâni am avut virus nedetectabil. Și pe urmă am urmat tratamentul, că tratamentul e complicat. Virusul are acolo un semnal că trebuie să-l păstrezi mai departe și semnalul ăla dispare cam după 46 de săptămâni. Dar m-a ajutat foarte mult medicina aceasta, cum îi zicem noi, tradițională sau populară. Pentru că omul așa a fost făcut. Dumnezeu, când l-a așezat din prietenie și din iubire pe Adam în Eden, nu i-a spus, uite, ești o farmacie aici pe strada principală. Nu, i-a spus, poți să mănânci toate semințele și toate fructele. Numai aici să nu umbli. Și acolo umblă. Așa este omul. Deci, eu consider că un doctor adevărat este acela care are informații în amândouă sistemele de vindecare. De altfel, așa se spune că Hipocrat spunea, dacă spre vindecarea unei boli sunt mai multe căi, întotdeauna trebuie să folosești calea mai puțin nocivă. Și calea mai puțin nocivă este calea naturii. Vă mai dau timp. Cum v-ați vindecat? Cum? Prin practică creștină? Prin combinație, prin amândouă. Deci am folosit și medicamentul care mie mi-a folosit, dar eram și pregătit, trupul meu era pregătit. Am folosit foarte multe sucuri din naturale, din plante, nu din comerț. Așa. Și prin credință, este o metodă a conștientizării care e lungă, nu pot să ți-o explic acum. O metodă a conștientizării. Acum o să-mi explicați la următoarea întrebare.
apropo de conștientizare, să-mi spuneți ce ați conștientizat. Una din dorințele dumneavoastră a fost să aveți propria vie. Vă citez. Îmi lucrez singur via. Singur o ar, singur o tai, singur o leg. Și vinul mi-l prepar din strugurii mei, fără să-l filtrez cu chimicale. Vinul este viu. Este un medicament, este un produs care are suflet. Ați mai povestit că la cules de struguri vin să vă ajute copiii și urmați acel obicei din bătrâni, întotdeauna beți vinul păstrat din anul precedent. Tradiția aceasta ați explicat-o așa. Vinul arată puterea de a te înfrâna, de a nu bea tot, de a-ți opri o parte. Am povestit că în anumite perioade grele ale vieții dumneavoastră ați căutat alinarea în vin. Urmează întrebarea. Când ați transformat vinul din viciu în medicament? Când am fost conștient că așa este bine. Am întâlnit un proverb, cred că e chinezesc, care spune așa: la primul pahar omul bea vin, la al doilea pahar vinul bea vin și la al treilea pahar vinul îl bea pe om. Și practicile care le-am făcut eu, care mi le-am sușit în India și în Tibet, m-au ajutat extraordinar. Extraordinar. Este formidabil să te cunoști pe tine, să poți să stăpânești trupul și mintea mai ales și să ai credință. Să ai credință. Dacă n-ai credință, faci degeaba. Și să te consideri în fața Universului și în fața Creatorului un nimic. E foarte greu pentru noi, pentru români, să înțelegem. N-avem această educație. Trăim într-o ignoranță extraordinară. La ei ignoranța nu este că nu știi, ci că știi și aplici greșit. Și am început să înlătur aceste lucruri care le știam foarte simplu. Ca să nu se întâmple efectul, trebuie să distrugi cauza. Mulțumesc. Ați vorbit și vorbiți mereu cu nostalgie despre copilărie și despre satul natal, unde oamenii trăiau cu simplitate și într-o legătură perfectă cu natura și cu Dumnezeu. V-ați exprimat dezamăgirea față de faptul că ne-am îndepărtat de aceste valori sacre. Vă citez. Satul a fost și rămâne locul unde se fixează rădăcinile omului și ale omeniei. Aici e marea pierdere a omului. Nu numai că s-a îndepărtat de legile naturii, dar nici nu le mai cunoaște. Sunteți unul dintre marii actorii României, iar de-a lungul carierei ați vizitat întreaga lume. Și cu toate acestea, v-ați descris așa. Eu nu sunt decât un țăran, un om cu bun simț. Urmează întrebarea. Cum v-ați păstrat neatins sufletul de țăran? Așa m-am format. Așa mi s-au pus rădăcinile acolo. Deci modestia a fost așezată de părinți. Țăranii aveau o smerenie pe care omul modern nu mai are. Omul modern e plin de confuzie și de isterie. Acolo la țară era un sistem de autoreglare. Totul se autoregla. Iar părinții îți dădeau un fel de avânt în viață. De exemplu, maică mea mi-a zis odată: mă copile, tu ești un copil așa de bun, că cine nu te iubește, nu te merită.
Și asta a fost una din preocupările vieții mele, să mă îndepărtez de oamenii care nu erau pregătiți să mă iubească. Deci sunt oameni care nu sunt pregătiți să te iubească. Pur și simplu îi părăsești. Nu trebuie să îi lămurești. E o zicală tot așa din înțelmeciurile lumii, că pe mărginit, pe măsură ce îl lămurești, îl întărâți. Ei, și asta m-a format și așa a mers toată viața. Toată viața m-a preocupat relația dintre om și Dumnezeu. Și dacă viața noastră are vreo relație cu veșnicia. Și are? Are. Are prin merindea pe care mai dau timp. Prin merindea pe care ne-o pregătim cât trăim. Deci noi ne pregătim o merinde așa euharistică, ca să zic așa, prin propria noastră educație, cum a zis Iisus, cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu, va avea viață veșnică. Și acolo ai viață veșnică, treci în opera ta, pe care ai făcut-o pe pământ. Mulțumesc! În satul copilăriei dumneavoastră, sărbătorile erau respectate cu sfințenie. Vă citez. Paștele era sărbătoarea primănirii caselor. Care se curățau până la cel mai mic obiect și a sufletului care se primenea cu taina și miracolul învierii. Crăciunul era o sărbătoare a iluminării și a bunei vestiri. Vă amintiți cu drag de tradițiile de iarnă și chiar dacă astăzi nu mai mergeți la colindat, vă bucură foarte, foarte tare bradul de Crăciun. Da. În urmă cu câțiva ani, o jurnalistă care v-a vizitat acasă pentru un interviu a remarcat că deși era luna aprilie, dumneavoastră încă aveți bradul împodobit. Urmează întrebarea. De ce iubiți atât de mult bradul de Crăciun? Crăciunul și Paștele sunt sărbători cosmice. Nu degeaba sunt puse la distanță aproape egale. Deci una toamna, alta primăvara. Acolo omul se reverifică pe sine, își rememorează principiul cristic, deci principiul divin. Asta nu e neapărat o problemă de biserică, o problemă de religie, ci o problemă de existență. Deci Iisus, care a venit pentru prima dată cu conștiința, până la Iisus în Vechiul Testament nu era cuvântul conștiință, numai lege. După Iisus, Apostolul Pavel a introdus în Noul Testament cuvântul conștiință. Ce este conștiința? Conștiința este un act de cunoaștere tainic și sfânt, în care nu cunoști numai ceva ce este omenesc, ci poți să cunoști și ceva care este în suprasensibil, cu ajutorul unui conștiință. Sufixul con sau prefixul con înseamnă împreună cu. Deci noi nu putem cunoaște cu adevărat numai dacă avem acest duh care ne urmărește și lucrurile noastre, și lucrurile rele, și lucrurile bune. Și asta am învățat acolo fără să vreau. Mulțumesc! Ați spus că primele dumneavoastră modele au fost părinții și bătrânii satului. Vă citez. Copilul ce vede în primii ani îl marchează pentru totdeauna. Este și un proverb turcesc. Copilul e ca și copacul. Dacă de mic se strâmbă, a nevoie se mai îndreaptă. În plus, la sat exista și un fel de educație colectivă, un fel de control, pentru că nu puteai să faci ceva fără să te vadă vreun vecin. Ați povestit așa.
Și săteanul te întreba al cui ești și dacă tatăl tău știe ce faci tu. Copilul avea astfel o direcție și știa cumva că e supravegheat de toată lumea, de asta nu prea făcea prostii. Da. Urmează întrebarea. E nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil? Nu e nevoie de un sat întreg, dar e nevoie de înțelepciune. Și înțelepciunea de acolo se învață, de la sat sau de la exemplele din jurul tău. Shakespeare spunea, nu e om întreg acela ce nu-i hârșit prin viață cât de cât. Din viață învață omul, iar timpul îl fățuiește. Ei, satul te fățuia. Acum nu te mai fățuiește. Nu te mai fățuiește, pentru că ne-am întors spatele la Dumnezeu. Nu l-am mai primit pe Dumnezeu și aici este necazul nostru. Părinții copiilor în lumea modernă au devenit primii dușmani ai copiilor lor. Pentru că ei se duc la școală să organizeze școala. Școala trebuie să organizeze profesorii. Părinții trebuie să aibă încredere în profesori, dacă sunt profesori. E adevărat, trebuie să discutăm și partea asta. Deci, părinții trebuie să ajute școala, să fie atenți, dar să-i lase pe profesori și elevul la fel. Eu am spus întotdeauna, elevul are o singură obligație și un singur drept, să învețe. Dar rădăcinile, așa spune Aristotel, rădăcinile învățăturii sunt amare, însă fructele sunt dulci. Și copilul de acolo de țăran cu toaleta în curte ajungea la dulceața semințelor învățăturii. Astăzi avem toaleta în casă, dar nu ne mai interesează învățătura. Sau... ne-am schimbat puțin. Mulțumesc. Ați povestit că atunci când v-a adus pe lume, mama a fost asistată de o moașă pentru că nu erau medici în sat. Mai târziu, moașa Găscoaie v-a spus: măi copile, tu să săruți picioarele mamei tale că s-a așezat pe fața casei ca să poată să te facă. Pe mama dumneavoastră, Virginia Vișan, ați descris-o ca fiind o femeie simplă, cu 4 clase, dar cu o mare inteligență nativă. Și cel mai important sfat pe care mama vi l-a dat și care a devenit motoul dumneavoastră în viață, mi l-ați spus mai devreme puțin: copile, cine nu te iubește, nu te merită. Da. Aș vrea să-mi spuneți ce s-a întâmplat la nașterea dumneavoastră și ce a vrut să spună moașa. Urmează întrebarea. Ce sacrificii a făcut mama pentru dumneavoastră? Păi, în primul rând că m-a născut. În al doilea rând, că m-a crescut. Și nu rău. Mi-am amintit că mi-a zis odată: mă copile, trebuie să ieși din văgăuna asta. Vezi ce greu o ducem noi. Trebuie să mergi să înveți carte. O să ne luăm de la gură ca să înveți tu. Dar dacă nu înveți bine, te bat de tot, te rup. Așa mi-a zis maică. Te bat de tot, te rup. Așa aș bate și eu pe români. Așa aș bate pe români. De tot de aș rupe. Pentru că nu știu să fie români și să gândească românește. Și să înțeleagă că dacă lumea asta modernă le-a adus și anumite avantaje și anumite lucruri, le-a adus și foarte multe lucruri rele, care nu trebuie să și le însușească. Dar așa am fost educat și nu am putut să... Niciodată n-am uitat că ei și-au rupt de la gură ca să învăț eu. De aia nici n-am avut pretenții la avere și la pământ. Eu n-am avut nicio pretenție. Pentru mine a fost învățătura. Așa erau toți copiii.
Dar ce vreau să zică moașa? Că s-a așezat pe prispă și pentru asta să-i mulțumesc. Nu pe prispă, pe fața casei. Așa. M-a născut pe pământ, într-o casă, într-o cameră care nu era terminată. Aha. Deci camera nu era terminată și pe jos încă nu se pusese parchetul. Și maica mea, atât de grea a fost nașterea, încât s-a culcat pe răceala casei, a pământului. Asta mi-a spus moașa. Am învățat multe lucruri. Niciodată nu mi-am putut să o imaginez că moașa Gâscoi a fost vreodată copilă. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Mergem cu o întrebare roșie. În 2017 ați susținut reintroducerea legii împotriva avorturilor în România. Vă citez. Ar trebui să se facă avort pentru condiții medicale. Altfel nu. Nimeni nu vorbește despre faptul că de la Revoluție au existat 25 de milioane de avorturi. Domnule Vișan, renumitul decret 770 din perioada regimului Ceaușescu, care interzicea întreruperea de sarcină, a pus bazele unuia dintre cele mai represive și dure regimuri de creștere demografică forțată din istorie. Efectele acestei politici au dus la decesul a peste 10.000 de femei care au încercat să-și provoace singure avortul și existența a circa 100.000 de copii nedoriți și abandonați care au fost obligați la o viață în condiții mizere în orfelinate. Urmează întrebarea roșie. De ce sunteți împotriva avortului? Împotriva întreruperii de sarcină? Da. Nu, eu nu sunt împotriva întreruperii de sarcină, sunt împotriva crimei. Întreruperea de sarcină este o crimă. Pentru că în momentul când celulele paterne s-au unit, se numește a fi viu. Iar celula aceea conține în pachetul ei interior copilul într-o formă miliardime de microscopică. Deci el există. Dar sunt, pentru a se găsi soluții, ca femeile care trebuie să întrerupă sarcina să nu suferă. Pentru asta sunt. Eu am avut mari, și eu am avut necazuri cu soția mea și cu prietenile noastre în perioada aceea. Și am urât acel decret. Dar pe de altă parte, o națiune trebuie să se împrospăteze. Uitați ce se întâmplă astăzi, demografic, în România. Noi nu mai avem copii la nivelul României. Aproape 300.000 de copii nu mai vorbesc limba română. Iar întreruperile de sarcină și cu rost și fără rost. Trebuie găsite formă anti, cum se zice, care să le ajute pe femei. Dar sarcina e bine să fie dusă. Sunt țări care iau fetele însărcinate și nasc și iau copiii și îi cresc pentru țară. Nu-i aruncă. Deci, vezi, e o problemă discutabilă. E o problemă discutabilă și e periculos și să susții și să negi. Cred că calea de mijloc e cea mai bună. Bine, mulțumesc. În timpul celui de-al doilea război mondial, trupele germane și-au făcut comandament în casa familiei dumneavoastră din Tăușeni. Când s-au retras trupele, tatălui a fost teamă că nemții îl vor lua prizonier. Ați povestit. Tata s-a ascuns după stovul de grâu. A crezut că vor să-l ia cu forța. Ei bine, nemții au așteptat până a ieșit tata din ascunzătoare, dar nu ca să-l rețină, ci ca să-și ia la revedere. Situația s-a schimbat radical pentru familia dumneavoastră când au venit
rușii, vă citesc din nou, am mers să îi întâmpinăm în sat, doar erau eliberatori. Prin spate însă au venit alți eliberatori și au furat tot din case. Rușii și-au bătut joc de femei și erau alcoolici mari. Au băut și petrol, crezând că e țuică. Erau sălbatici. Vreau să știu cât a suferit familia dumneavoastră în acea perioadă. Urmează întrebarea. Cum a plătit familia dumneavoastră prețul eliberării de către ruși? Prețul eliberării l-au plătit scump, nu numai familia mea, ci toată România. Odată că în timpul războiului au fost multe necazuri, au fost furturi, au fost crime. Și în al doilea rând s-a instalat un regim pe care nu l-am dorit. Eu mi-amintesc că am fost trimis de la școală să îl lămurez pe tata să se înscrie în gospodărie, că avea și câteva hectare de pământ, că dacă nu mă dă afară de la școală, cum se întâmplă acum, dar cu altă obligație. Așa, deci vezi, lucrurile se repetă și în special cele rele. Odată că România a pierdut sute de mii de bărbați care au murit la Cotul Donului și în alte părți, a suferit ce s-a întâmplat la Ip, ce s-a întâmplat la Trâsnea, ce s-a întâmplat Săcălaia, ce s-a întâmplat în alte părți. Deci a fost o suferință a acestui neam care este extraordinar, extraordinar, dar are un obicei de a trăda. De a-și trăda oamenii mari, de la Burebista și până la Ceaușescu, România a cunoscut un șir de trădări. Nu l-a înțeles nici pe Mihai, nu l-a înțeles nici pe Avram Iancu. Nu mai dau timp. Și nici pe alții. Și nici pe Ceaușescu nu l-am înțeles. Acum ne dăm seama. Nu știu dacă înțelegem pe cei de astăzi. S-ar putea întâmpla să nu înțelegem nici pe ăștia. Deci este foarte greu ca omul să-și înțeleagă propria lui existență, pentru că el este înălțat și dărâmat de propria lui libertate și de mulțimea contradicțiilor care există în el. Mulțumesc. Despre tatăl dumneavoastră, Traian Vișan, ați spus așa. Era brigadier silvic, iar iarna, când mai stătea pe acasă, ne cidea în fiecare seară învățăturile din Sfânta Scriptură. Perioada aceea s-a fixat în sufletul și în mintea mea și m-a urmărit toată viața. Tata apelea însă și la alte metode pentru a vă educa pe dumneavoastră și pe cei doi frați mai mari atunci când persistați în greșeală, vă citez. La noi în sat umbla o vorbă, s-a încărcat carul. Și atunci venea cineva și ni-l descărca cu o palmă peste cap. Tata ne-a aplicat și nouă corecții ușoare, cu fapta, cu vorba sau cu nuiaua, atunci când mai pierdeam ritmul. Și uite așa am ajuns oameni și îi mulțumesc și în zilele astea. La rândul dumneavoastră aveți trei băieți care sunt astăzi oameni mari. Urmează întrebarea. Cum v-ați educat dumneavoastră, băieții? Cu fapta, vorba sau nuiaua? Am mai spus asta odată, că i-am educat prost. Pentru că i-am făcut copii buni. Cu toate formele. Am fost și mai sever și mai puțin sever. Ne-am și lămurit. După ce au mai crescut, au înțeles ei. Dar astăzi îmi mulțumesc pentru ce și... Iar eu mă bucur de ei. Sunt la fel de minunați toți trei. Și la fel de minunate toate trei nurorile. Aici este problema. De multe ori cu ele comunic mai bine decât cu băieții.
am considerat că în familie, cum spuneam și mai devreme, trebuie să funcționeze respectul și armonia. În momentul când familia se dezarmonizează, atunci nu este bine. Pentru că acolo este celula, cum spunea odată foștii comuniști. Acolo este, familia este extraordinar de importantă. Mă îngrozesc că astăzi este un fel de pornire de a da alt sens familiei. Nu e bine. Nu e bine. Asta este o poruncă divină, nu este o construcție omenească. Este o construcție suprasensibilă. De asta și familia este o formațiune cosmică. Și așa trebuie să rămână. Mulțumesc. Despre cei trei băieți, Valentin, Călin și Mihai, ați spus că sunt trei băieți ca pâinea caldă. Niciunul nu v-a urmat în carieră, lucru care nu v-a deranjat. Vă citez. Nu regret că băieții mei nu sunt artiști. Chiar mă bucur că nu mi-au călcat pe urme. Toți trei sunt ingineri IT, dar au și alte afaceri și au construit cu bani europeni o pensiune în Parcul Național Apuseni, la care dumneavoastră ați mărturisit că găsiți cu greu loc. În plus, fiii dumneavoastră organizează în zonă un festival de jazz, un eveniment cultural de avangardă care adună în fiecare an trupe locale și internaționale. Ați spus că sunteți foarte mândru de toți cei trei fii și că ei sunt, de fapt, cea mai mare realizare a dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ce ați învățat de la copiii dumneavoastră? Am învățat multe lucruri de la copii. Pe măsură ce au învățat și ei de la mine, am învățat și eu de la ei, pentru că ei n-au urmat exact sfaturile mele și cărările pe care le-am spus. Și au făcut propriile lor cărări. Și asta este foarte bine. Și am înțeles din lecturile mele, din felul meu de a mă cunoaște, am înțeles că am și scris într-o poezie că eu sunt arcul, ei sunt săgeata. Eu sunt statornicia, ei sunt mișcarea. Acesta e jocul de-a mama și de-a tata. Sunt ai mei și nu sunt ai mei, același trup în mine și ei, același trup, dar alt suflet în noi. Săgeata și viața nu mai vin înapoi. Mulțumesc. Ați spus așa, întotdeauna nepoții, cum zice Ardeleanu, ți-s mai dragi. Probabil că e instinctul de specie. Vezi că prin ei merge specia mai departe și neamul. Așa ați spus despre cei șase nepoți pe care vi-au dăruit fiii dumneavoastră. Presa a scris că una dintre nepoate, Tea Vișan, este o vlogăriță pasionată de muzică și dans. Da. Ba chiar a participat la câteva emisiuni de talente muzicale unde a declarat așa. Bunicul mai mult m-a influențat în dezvoltarea mea personală. Ținând cont de familia din care făceam parte, am început de mică să iau cursuri de muzică și dans. Familia mea m-a susținut și mă susține cel mai mult în acest domeniu. Urmează întrebarea. În familia Vișan, talentul artistic a sărit peste o generație? Nu. N-a sărit. S-a manifestat printr-o a treia generație. Pentru că nepoată-mea asta seamănă cu maică-mea și mai mult la înfățișare. Deci, vezi, există niște continuări, niște fire care se duc mai departe. Dar eu i-am lăsat pe copiii mei să-și crească copiii cum vor. Unii chiar m-au condamnat că eu nu-s de tipul ăla să mă duc cu căruciorul în parc. Nu. Nu pot să sufăr așa ceva. Asta poate ar fi făcut nevastă mea dacă avea norocul să trăiască mai mult.
Asta a fost, de fapt, și dorința ei cea mare, să-și vadă nepoatele. Așa, n-a avut noroc să le vadă. Însă i-a lăsat pe copii să-și crească copiii cum au vrut ei. Și simțeam că atunci când făceam corecturi, nu erau primite cu toată deschiderea. Pentru că era o diferență de înțelegere. Deși și nepoții m-au ascultat, nu pot să spun, sunt superbi toți șase. Și toți sunt realizați și toți învață bine. Toți învață bine. La noi a fost, cum să spun, tradiție, ca și cu stupăritul, cu învățătura. La noi n-am avut în familie și între verii mei și între ăștia, în general, așa s-a înțeles că omul, copilul trebuie să învețe. Și au învățat. Unii mai mult, unii mai puțin, dar au învățat. N-am prea avut repetenți și probleme din astea cu examene căzute și așa mai departe. Mulțumesc! După absolvirea Institutului de Teatru și Cinematografie din București, în 1965 ați devenit actor la Naționalul Clujan. Numele dumneavoastră apare pe lista actorilor care au deținut funcții în regimul comunist. Ați fost membru supleant în Comitetul Județean de Partid între 1984 și 1989 și secretar de partid al Teatrului Național din Cluj. Ați spus așa: eu nu regret că am fost secretar de partid. Dimpotrivă, mă mândresc, pentru că secretar de partid nu era oricine. De obicei se alegeau nu oamenii care erau devotați partidului, ci oamenii care puteau să fie în față. Și da, la început nu mi-am dat seama de minciună. Pe urmă, m-au dat afară pentru că descoperisem minciuna. Vreau să știu despre ce minciună este vorba. Urmează întrebarea. Ați fi preferat să nu descoperiți minciuna din comunism? Nu. Nu. Pentru că dacă nu descoperi minciuna, rămâi în afara adevărului. Deci, asta spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Căutați adevărul și vă face liberi. Am descoperit minciuna ideologiei. Dar ca formă de organizare a teatrului și a culturii, atenția față de artiști era mult mai mare decât este astăzi. Adică ideologia comunistă folosea artiștii în scopul propriei ideologii, dar în același timp artiștii își făceau menirea. Pentru că ideologia comunistă putea fi sărită sau ocolită. Am văzut. Da. Puteai să ocolești anumite lucruri. Erau oprite lucrurile care erau prea ieșite din comun. Dar, în general, întotdeauna am fost de acord cu un control. Întotdeauna am fost cu un control de calitate. La mine în sat așa era. Era cineva care controla, care ținea pârghia. Păi dacă nu e cine, o luăm în razna așa, pentru că conștiința asta o avem, dar conștiința e ciudată și ea vine de departe, dacă nu te ocupi cu ea, rămâne acolo departe. Deci un control a fost. Ce, și cât am fost secretar de partid, i-am ajutat pe oameni. Ce minciună ați descoperit? La ce minciună făceați referire? Păi era minciuna care este și astăzi. Aceeași minciună. Care? A înșelării omului. Ai spune, domnule. Nu mai dau timp. Vă dăm libertatea și posibilitatea de a trăi în pace. Și exact astea ți le ia societatea, că nu le are nici ea. Deci societatea nu are nici pacea și nici libertatea. Uite-te, să ne uităm în jurul nostru. Noi trăim într-o vrajbă continuă. Într-o vrajbă continuă. În vrajbă nu există adevăr. Niciodată. Pe de altă parte... Nu mai avem timp. Da. Rămânem aici. Rămânem la ce-am... aici, dar continuăm. Rămânem la ce-am vorbit în tren. Despre cenzura din comunism. Da. Aici suntem. Da. Ați spus așa.
venea cenzorul și spunea: băieți, scoateți replica asta mâine seară la premieră că vine prim-secretarul. Apoi puteți o puneți la loc. Eu nu știu nimic. Chiar nu s-a spus mai devreme că puteați fenta cenzura. Da. Chiar dacă profesional reușați acest lucru, să fentați cenzura și să vă faceți meseria, lipsurile din comunism vă afectau inclusiv atunci când efectuați în străinătate turnee cu Teatrul din Cluj. De exemplu, în 1967, după un spectacol pe care l-a susținut în Italia, ați mers la o alimentară ca să vă cumpărați mâncare. Iar unul dintre colegi v-a recomandat, vă citez: au niște conserve extraordinare, le găsiți ușor, că e o pisică pe ele. Cred că am și mâncat. Îmi dau seama cât de șocant trebuie să fi fost pentru un român obișnuit cu lipsurile comunismului să descopere că în alte țări, la magazin, se găseau inclusiv conserve speciale pentru pisici. Da. Urmează întrebarea. V-ați simțit vreodată inferior pentru că trăiați în comunism? Da. M-am simțit și inferior și superior. Problema are du-te vinul. Problema întrebării. Viața are du-te vinul. Pentru că și viața are du-te vinul. Pentru că și azi se întâmplă același lucru, dar în alte condiții. De exemplu, zilele trecute s-a anunțat cât de periculos este pateul din comerțul din România. Că nu conține decât 2% pate și restul pâine, ketchup-uri chimice și niște euri nenorocite. Ăsta e mai rău decât conserva de pisică. Pateul ăsta. E mai rău decât conserva de pisică, care am mâncat-o fără să știm. Pentru că, într-adevăr, la noi nu era mâncare pentru pisici, deși pisicile aveau mâncare care rămânea de la masă. La noi nu exista familie să n-aibă câine și pisică. Care n-avea câine, nici nu se uitau la el. Spunea: mă, tu nu poți ține un câine, nu-ți rămâne o bucată de o coajă de pâine să-i o dai la câinele ăla. Deci așa era. Era mai mare atenția atunci pentru animale decât acum. Dar animalele erau ținute la locul lor. Acum s-a inversat. Vezi o doamnă care merge pe stradă cu cățelul, doamna are botniță și cățelul nu. Nu e caragios, e caragios. Deci, vezi, lucrurile sunt cu dus și întors. Da. Mulțumesc. În decembrie 1989, erați un actor cunoscut al Teatrului din Cluj. Despre implicarea dumneavoastră în Revoluție ați povestit așa. Eram la mine acasă și vine un băiat cu un bilețel de la doamna Doina Cornea în care scria: vă rog să veniți să oprim vărsarea de sânge. Am mers acolo și atunci a intrat un general care mi s-a adresat: domnule președinte, sunt la Ordinul Revoluției, servesc România. Mi s-au îndoit genunchii și am zis: stați, domnule general. El a replicat: să vadă lumea unde e puterea, altfel intrăm în haos. Așa ați explicat faptul că ați ajuns timp de 7 zile președintele Frontului Salvării Naționale din Cluj și ați condus revoluția din oraș. An mai târziu, fostul procuror militar Dan Voinea, care a anchetat faptele de la Revoluție, v-a acuzat că i-ați manipulat pe manifestanți. Dumneavoastră ați declarat: mulțimile sunt incapabile să trăiască fără un șef. Pe mine m-au ales președinte pentru că eram cunoscut. Urmează întrebarea. V-a făcut Doina Cornea liderul Revoluției de la Cluj? Nu. Nu, nici n-a știut doamna Cornea. Deși aveam o relație cu dânsa înainte de Revoluție, comunicam prin poștaș. Deci am avut o părere foarte frumoasă despre Doina Cornea, că a avut curajul să se opună vremurilor.
Este o problemă mai complicată. Revoluția, orice revoluție și orice mișcare din asta, mai mult sau mai puțin violentă, pentru drepturile omului, au o singură măsură. Dacă în momentul când mișcarea se termină și încep lucrurile să se liniștească, calitatea vieții oamenilor s-a schimbat. Dacă calitatea vieții oamenilor nu s-a schimbat după actul revoluționar sau de mișcare, atunci revoluția a fost zadarnică și sacrificiile fără rost. V-a trimis Doina Cornea bilet? Da. Mi-a trimis și am mers acolo, erau cu Victor Rebenciuc. Și oamenii m-au chemat acolo, că aveau nevoie de un șef. Și nu era nimeni. Târziu am luat legătura cu București. Nu se putea lua. Și am făcut tot ce trebuia. Și astăzi îmi spun oamenii, pentru ca să păstrăm liniștea orașului. Și pe urmă am dat revoluția la altul și vedem astăzi ce s-a întâmplat. Bine. Rămânem aici. De mai multe ori presa v-a contestat rolul pe care l-ați jucat la Revoluție, înaintând ipoteza că, de fapt, dumneavoastră ați fi fost un revoluționar de catifea care s-a afirmat după ce Revoluția se încheiase. În consecință, au fost jurnaliști care v-au negat dreptul la indemnizația de luptător al Revoluției pe care o primiți. Dumneavoastră ați declarat: am intrat în Revoluția din decembrie asumându-mi toate riscurile. Ca român, ca patriot și ca artist conștient de misiunea lui, nu am venit numai la pomană. Pe 21-22 decembrie era o învălmășală totală acolo, iar militarii au tras. Oamenii au fugit, mulți au fost împușcați în spate fără să aibă vreo legătură cu Revoluția. Eu i-am îngropat. Eu am ținut cuvântul la groapă. Urmează întrebarea. Câți morți ați îngropat la Revoluție? Toți care au murit la Cluj, s-a făcut un eveniment special pentru treaba asta. Nici nu mă gândeam că, indiferent dacă au fost în legătură cu Revoluția sau direct în Revoluție, să nu-i cinstesc pe acești oameni. Pentru că, de fapt, Revoluția n-am câștigat-o noi, ci ei. Noi n-am câștigat Revoluția. Ei au câștigat-o, aceia care au murit. Pentru ei, Revoluția s-a înfăptuit. Pentru noi, încă nu s-a înfăptuit nici astăzi. Pentru că s-a întâmplat exact ce se întâmplă în orice revoluție. După ce s-a terminat treaba, vin șacalii, cei care vin la hoituri, după ce lei s-au săturat. Deci s-a întâmplat că astăzi, pentru mine, situația din țara mea e o mare dezamăgire. Foarte mare dezamăgire. Foarte mare. Este atât de mare încât pot pleca din această lume fără niciun regret. De o vreme eu nu mai sunt artist. Sunt un nimuruc. Rezultat al Revoluției. Ce se întâmplă nu e bine. Și nu e bine pentru... Noi avem o responsabilitate pentru generațiile care urmează. Dar ce se întâmplă și nu e bine? Noi nu ne pregătim generațiile pentru a prelua țara. Uitați, s-a anunțat o acțiune lăudabilă și superbă
a președintelui României, România educată. Și pentru ca să educăm România, am distrus educația. La această oră, școala românească este într-o mare suferință. Și aud părinți și profesori care spun, domnule, tot învățământul trebuie să fie online. Este o mare tristețe. La învățământul online nu poți învăța. Trebuie să-l vezi pe dascăl în fața ta. Deci, vedeți, nu totdeauna se potrivește socoteala de acasă cu cea din târg. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În 1993 ați devenit directorul Teatrului Național Lucian Blaga din Cluj. Ați ocupat acest post până în 2000, când 18 actori au intrat în grevă și au trimis un memoriu către Ministrul Culturii, de la acea vreme regretatul Ion Caramitru. Actorii solicitau demiterea dumneavoastră din cauza stilului autoritar cu care administrați activitatea artistică și financiară a instituției. Chiar dacă la început ați fost convins de sprijinul Ministerului Culturii și afirmați cu convingere, vă citez, noi avem ordin să dăm afară actori, la final, dumneavoastră ați fost cel care a părăsit teatrul. După mai mulți ani ați spus așa, dezamăgirile le-am trăit în primul rând cu teatrul. Mă refer la conflictul pe care l-am avut cu artiștii de la Cluj și cu fostul ministru Ion Caramitru, care m-a îndepărtat total de teatru. Urmează întrebarea roșie. L-ați iertat pe Ion Caramitru? De mult. De mult. Am trecut răspunderea asupra lui. Dacă nu le ierți pe om, îți păstrezi tu păcatul. Pentru că iertarea este un mijloc al iubirii. Deci vorba aceea care se spune să iubești pe semenii tăi ca pe tine însuți, nu înseamnă că un om care ți-a omorât copilul te duci, îl îmbrățișezi și îl pup pe gură, ci îl tratezi cu mijloacele iubirii. Înțelegi, ierți și încerci să găsești o zonă a armoniei. Atunci însă n-am putut găsi această zonă pentru că ei erau foarte porniți. A fost acolo și un lucru subiectiv de problemă personală care nu vreau să explic și nici nu vreau să vin asupra lui. Vreau numai să spun că din acel moment teatrul din Cluj n-a mai avut regizori mari, n-a mai avut actori mari. N-am mai avut spectacole mari și și-a diminuat misia de Teatru Național. Și cine a ajutat la ea? Ministrul Culturii. Asta este problema. Asta este noi, când noi facem răul ca să ne apărăm de rău. Deci omul face răul ca să se apere de rău. Și asta a fost. Și nu numai eu am fost scos. Uite, acum sunt probleme cu Arșinel, cu alții. Mai sunt probleme. Dar trebuie scoși aia care știu. Mulțumesc. Nu numai din teatru, și din alte sectoare. Continuăm. Mergem tot cu o întrebare roșie. După Revoluție ați refuzat să intrați în politică, vă citez. Mi s-a propus chiar de la niveluri foarte înalte. N-am vrut pentru că politica te degradează. Trăind într-o lume de hoți, devii obligat să furi. Apoi, despre politicieni ați spus așa, nu mai avem oameni ce slujesc, ci numai oameni care conduc. Cu toate acestea, în 2014, l-ați susținut la alegerile pentru președinția României pe Victor Ponta, despre care ați spus, președintele României trebuie să aibă 6 calități. Omenie, dreptate, loialitate, credibilitate, curaj și strategie. Dintre toți candidații, singurul care are strategie
este Victor Ponta. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră credeți că Victor Ponta are și omenie, dreptate, loialitate, credibilitate și curaj. Urmează întrebarea roșie. Ați primit bani ca să-i faceți campania lui Victor Ponta? Mulți. Nu m-au interesat banii. I-am făcut chiar dintr-o pornire de suflet. Am avut multe discuții cu domnul Ponta când era prim-ministru. Și eu i-am spus, i-am dat niște sfaturi și i-am spus, domnul prim-ministru, uitați cum se pregătește în China împăratul. În primul rând trebuie să învețe să aplice dreptatea. Și dânsul în principiu și în primele discuții a zis, a fost de acord. Și am crezut, chiar va fi așa. Ca să-mi dau pe urmă seama că dânsul a fost influențat de alți oameni. Nu de mine. Dacă m-ar fi ascultat pe mine, era bine. Dar nu m-a ascultat. A ascultat pe alții și am spus atunci, ăștia o să vă mănânce capul. Și ei i-au și mâncat capul. Deci, vedeți, cum te dezamăgește omul. Eu nu l-am susținut numai pe domnul Ponta. Eu l-am susținut, i-am susținut și pe ceilalți președinți. Și toți m-au dezamăgit. De ce? Pentru că un președinte a unei nații, un președinte a românilor, trebuie să gândească românește. El poate să fie turc sau de altă, dar să gândească românește. În momentul când gândește românește, atunci ajunge. A avut România un președinte care să gândească românește? A avut până la un loc pe domnul Ilescu. Degeaba e criticat domnul Ilescu, că a fost cel mai cinstit. S-a făcut și dânsul greșeli, că așa a fost lumea. Societatea și istoria te obligă să faci greșeli. Mulțumesc. Revenim la viața dumneavoastră. În 2007, alături de actorii Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Gheorghe Visu, Florina Cercel și Carmen Tănase, ați jucat în celebra telenovelă Inimă de Țigan. Ați primit atunci rolul unui senator, pe care l-ați interpretat doar în 6 episoade pentru că ați renunțat. Ați spus așa, nu am mai vrut să joc pentru că telenovela, zic eu, distruge actorul român. Nici ei nu m-a mai căutat și nici că mă supăr. Un an mai târziu, fiind întrebat de jurnaliști ce părere aveți despre mari actori care apar în telenovele, ați răspuns. Mă doare, dar îi și înțeleg, pentru că trebuie să trăiască și să se adapteze la ceva în care nu mai cred. Urmează întrebarea. Sunteți prea bun pentru telenovele? Nu. No. Nu intră în zona mea de gândire telenovela. Nu intră în zona mea, dar nu sunt împotriva actorilor să nu joace în telenovele. Pot să joace și mai ales acum joacă numai în telenovele. Și filmele au devenit un fel de telenovele în zilele noastre. De ce? Pentru că o operă de artă trebuie să transmită un mesaj. Și telenovela poate să transmită un mesaj. Am văzut telenovele cu mesaj. Dar făcute bine. Am văzut chiar în cinematografia sau televiziunea turcească, telenovele cu mesaj excelent făcute. Am văzut indiene și filme indiene și am fost la Hollywood, acolo la ei. Deci ei transmit un mesaj. La noi telenovelele astea și reclamele îi strică pe actori. Pentru că îi pun să accentueze vorbele care de obicei nu le accentuez în viață. Și pe urmă n-am vrut să fiu cunoscut ca un actor dintr-o telenovelă. Am vrut să fiu cunoscut ca un actor dintr-un film care transmite un mesaj.
un film cu Iacob în care m-am îndrăgostit de minieri și îi consider niște oameni extraordinari. Păcat că suferă astăzi minierii. Mulțumesc. Rămânem aici. Ați spus de mai multe ori că astăzi teatrul și cinematografia românească se află într-o situație dramatică, iar cele mai bune filme românești s-au filmat până la Revoluție, atunci când s-au format actori mari, regizori mari și scenariști mari. V-ați argumentat poziția prin faptul că cinematografia nu mai este o politică de stat, că filmele românești nu mai au idei fundamentale, nu mai sunt pentru toată lumea, regizorii scot doar filme de nișă. Aș vrea să-mi spuneți de ce nu se mai fac filme bune în România. Urmează întrebarea. Este actoria în pericol? Da. Da. Dar nu numai la noi, în toată lumea. Actorul dintr-un propovăduitor laic, cum îi spun eu, care trebuie să pună în fața oamenilor pâinea și sarea cunoașterii, s-a transformat într-un instrument de divertisment. Deci actorul și-a părăsit misia. Plus că au luat-o pe căi greșite. A răbunit în zona sexualității, în zona drogurilor, în zona lucrurilor care nu sunt morale, în zona lucrurilor care îl batjocoresc pe Dumnezeu și pe Iisus și marile valori. Eu am spus întotdeauna, cei care îl scălăm, băie, pe Shakespeare, nu știu, și o fac pe Ofelia apucată, sau nu știu pe cine, sau pun o regină în loc de un rege, aceia nu știu că Shakespeare era atât de inteligent încât să propună el treaba asta. El făcea un asterix acolo jos la pagină și zicea: această piesă, acest rege poate fi jucat și de o regină. Dar dacă el n-a pus cel care îl scălâmbă e pe Shakespeare, face o mare gafă și o mare greșeală. Artiștii trebuie să găsească un dialog cât să respecte și cât să inoveze. Mulțumesc. Despre perioada comunistă ați spus așa. Atunci școala era școală, cultura era cultură, miliția era miliție, spitalul era spital și așa mai departe. Atunci artistul se simțea artist. Da. În România la această oră e haos. Ați minimalizat chiar și cenzura din perioada comunistă, despre care ați spus și am vorbit că putea fi ocolită. Nostalgia dumneavoastră nu a scăpat neobservată de presă, care a scris așa, citez: Dorel Vișan cultivă o permanentă dezamăgire exuberantă. Este un nemilos critic al societății capitaliste. Pe undeva are și Dorel Vișan dreptatea sa, deși altcineva, mai obraznic, iar spune că astfel de judecăți sunt produsul unei regretabile neadaptări. Vreau să știu ce le răspunde celor care susțin că sunteți un neadaptat. Urmează întrebarea. Refuzați să țineți pasul cu vremurile? Nu. Au dreptate cei care mă critică. Nu pot să mă adaptez la lipsa de omenie. Și ei ar trebui să se controleze, acei care critică. Să se controleze dacă ei personal nu cumva se adaptează din ce iau o dată sau de două ori pe lună. Adică, în general, cum spunea Vasile Rebreanu, masa media, așa spunea la presă, masa media poate fi tot așa de bine manipulată cum manipulează ea oamenii.
Nu e nicio diferență. Și atunci un ziarist care vine și mă critică pe mine, imediat iese în evidență. Zice, domnule, l-am criticat pe Vișan. Dacă îl critică pe un actor pe care nu-l cunoaște nimeni, el n-are nicio laudă. Mi-au și spus unii. A zis, domnule, păi ce vrei? Păi trebuie să vorbesc despre mine ta, că te cunoaște lumea. Dacă vorbesc de cineva care nu te cunoaște, atunci eu nu mă bagă nimeni în salmă. Deci asta e o greșeală din partea criticii. Pe vremuri așteptam să apară critica. Să apară critica, să vedem ce se spune despre mine. Și nu se spune rău. Alea ce mi-ai spus acolo, că m-au criticat unii și... Niște amărâți. Să se critice pe ei. Să se critice pe ei. Mulțumesc. Continuăm. Chiar dacă ați spus că noi românii suntem un popor influențabil și ne schimbăm foarte repede modul de a gândi, totuși, sunteți de părere că avem o fundație bună. Sunt de ce adeptul teoriei că România este grădina Maicii Domnului, lucru amintit și de către Papa Ioan Paul al II-lea în momentul în care a vizitat țara noastră, vă citez. Se consideră că limita Edenului ar fi fost aici, în zona vârfului Omul și unde sunt babele, acolo este o zonă crepusculară. 4 râuri au înconjurat Edenul, 2 au fost Tibru și Eufrat și celelalte 2 sunt Nilul și Dunărea. Și chiar dacă ați văzut toată lumea și vă place să călătoriți, ați spus că nu v-ați muta nicăieri din România. Urmează întrebarea. De ce iubiți România? Pentru că-s român. Pentru că-s român. Cu toate păcatele ei. Cu toate. Așa cum spune Dostoievski, să iubim pe semenii noștri așa ticăloși cum sunt. Pentru că dacă nu ești legat de valorile locului în care te-ai născut, nu mai poți colabora cu ceilalți oameni. De aici vin foarte multe necazuri. Asta se numește complexul moral. Așa îl denumește Jung. Complexul moral. Ești obligat să-ți însușești valorile locului unde te-ai născut și a neamului care te-a format. Foarte mulți români renunță la aceste valori și învață alte valori, plecând în străinătate, spunând, am ales libertatea și nu-și dă seama că a ales sclavia, iar cei care își însușesc valorile neamului și a locului unde s-au născut, aceia sunt adevărații creatori. Aceia sunt adevărații, cum să spun, vectori care împing neamul înainte. Și asta trebuie să facem noi. Și asta nu facem. Asta nu facem. Am înlocuit valorile cu nou valori. Și așa mai departe. Ceea ce mă supără. Deci de ce iubiți România? Pentru că sunt român. Și pentru că nu poți să scoți țara din tine. Asta spunea Iurga. Poți să-l scoți pe un om din țară, dar nu poți scoate țara din tine. Bine. Niciodată nu m-am gândit că să mă duc în altă parte. Continuăm. La începutul pandemiei ați susținut și ați respectat măsurile de carantină impuse de autorități. Spuneați atunci așa, deși oamenii sunt supărați pe guvern și pe primul ministru că i-a ținut 2 luni în izolare, ei nu-și dau seama că a fost pentru binele lor. Anul trecut însă ați făcut câteva declarații de-a dreptul șocante despre vaccinul anticovid. Vă citez. Niște oameni irresponsabili care se numesc savanți vor să umble la ADN și să bage informații. Apoi spuneau savanții că dacă vor umbla la ADN, cam prin anul 2035 femeile se vor steriliza. Și atunci va trebui să se întâmple un lucru, cum s-a întâmplat și în alte epoci, să vină extraterestrii să refacă viața. Vreau să știu de unde vă luați aceste informații. Urmează întrebarea.
Sunteți vaccinat? Cum a zis prea fericitul Daniel, ne-am vaccinat. N-am spus ce ai spus acolo. Mi-au fost scoase cuvintele din context. Eu n-am spus nimic în legătură. Am spus numai că există teorii care consideră că omenirea de pe pământ este o experiență a unei lumini superioare pe care noi o numim Dumnezeu. Nu știe nimeni cine-i Dumnezeu. Nici religia, nici știința. Nimeni nu l-a văzut, în afară de Moise. Dar și el l-a văzut sub forma unui rug. Deci eu cred că Dumnezeu este foarte mare specialist în ADN. Aici este asemănarea noastră cu Dumnezeu. În celula vieții. Și în momentul când ADN-ul nostru nu mai este așa cum ne l-a lăsat Dumnezeu, în momentul ăla devenim incompatibili cu Dumnezeu. Și respingem principiul divin, ieșim din adevăr și devenim haotici, ne pierdem libertatea. Deci e o poveste mai lungă, n-am timp, că nu mă las să-ți explic destul de mult. Nu, eu am spus cu totul altceva și aștept să le văd fețele acelora care au susținut o anumită teorie în momentul când se va afla adevărul. Aștept să le văd fețele. Bine. Mergem cu o întrebare roșie. Ați spus că în ultima perioadă vă simțiți singur pentru că vă lipsesc vechii prieteni și nici nu mai aveți cum să dați un telefon. Totuși, vă vedeți destul de des cu Florin Piersic, care locuiește și el la Cluj. Vă citez. Cu Florin Piersic mai luăm cina împreună. Mai povestim cât suntem noi doi de mari și de buni și cât sunt alții de mici. Urmează întrebarea roșie. Cine este cel mai mare? Florin Piersic sau Dorel Vișan? Un actor a fost întrebat care este cel mai mare actor după părerea lui. Și el a răspuns, suntem puțini. Amândoi suntem la fel de mari și la fel de mici. La fel de mari în ceea ce am făcut și eu și Florin. Și la fel de mici în ceea ce am fi putut face și n-am făcut. Și ce ați fi putut face și n-ați făcut? Am fi putut face mai multe lucruri. Cinematografia putea să ne folosească mai mult. Din păcate, principiul ăsta de gașcă se duce și în cultură, nu numai în politică sau în alte sectoare. Dar, nu, nici eu și nici el nu putem pleca din lumea asta rușinați pentru ce am făcut. Bine, mulțumesc. Și mergem cu ultima întrebare. În 1995 v-ați făcut debutul în literatură. De atunci ați publicat mai multe cărți de versuri, eseuri și articole. Poate cel mai cunoscut volum al dumneavoastră este cel de psalmi. Povestea volumului de poezie religioasă este foarte interesantă. După ce ați scris primii 3 psalmi, v-ați pierdut inspirația și după 3 ani, aflat într-o vizită la Mănăstirea Recea de lângă Târgu Mureș, un preot v-a spus că veți avea o revelație. Apoi, la poarta mănăstirii, ați intrat în librăria de cărți bisericești, unde, răsfoind o carte despre iubirea creștină, v-a revenit inspirația. Vă citez. Fiecare psalm
trebuia să conțină ceva din omenesc. Despre durere, lacrimi, suferință, bucurie, înstrăinare. Am început să scriu și în 3 ani am scris, restul până la 50. Urmează întrebarea. Cum arată Dumnezeu în viziunea lui Dorel Bișan? Ca o lumină care te inspiră. Fizica cuantică, prin Big Brother, a ajuns la câmpul, așa numit câmp unificat, unde este mintea lui Dumnezeu. Acolo spunea Tesla este un izvor din care ne vin toate, inclusiv inspirația. Deci pentru mine Dumnezeu este cel care m-a însoțit tot timpul și mi-a reglat inspirația. Și ca actor, și ca ce am scris. Fără această inspirație, fără cuvântul revelat, de multe ori eu mă învăț poeziile după ce le scriu. Că nu le știu, pe urmă le învăț pe de rost. Ei, și atunci îmi dau seama de contribuția lui Dumnezeu când văd ce expresii mi-a dat care poate nu le puteam găsi dacă nu era lângă mine. Deci Dumnezeu este... Noi facem parte din conștiința Lui. Și având acces la conștiința lui Dumnezeu, noi putem face tot ce face Dumnezeu, dar numai dacă avem credință. Mulțumesc! A fost, cred, unul dintre, pentru mine, cel mai frumos interviu pe care l-am realizat vreodată și vă mulțumesc. Mă bucur. Din toată inima mea și cu toată puterea sufletului meu, pentru că ați acceptat invitația de a veni la mine aici la 40 de întrebări. Sunteți fabulos! Cel mai mare puteam și cel să-ți mai bun. Puteam să-ți mai spun niște prostii, dar dacă nu m-ai lăsat... Acesta este formatul emisiunii pe care noi trebuie să-l respectăm. Pe micile ecrane, cei care ne urmăresc, da. Văd un tabel din care citesc că ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări ale mele și vă mulțumesc pentru asta. Și ne-au mai rămas 2 minute de discuție. Da. Dacă sunt lucruri ce v-ați fi dorit să vă întreb și nu am făcut-o, dacă sunt lucruri despre care v-ați fi dorit să vorbim și nu s-a întâmplat, nu am reușit să cuprind în cele 40 de întrebări, vă rog. Dacă aș fi vrut să mă întreb și altceva... Da. Nu... M-ai întrebat bine. Adică, întrebarea aceea care o pun de obicei ziariștii care n-au destul de experiență. Dacă ați începe acum viața, ați fi altfel, ați mai fi secretar de partid. Da! da, aș mai fi. Pentru că aș face aceleași greșeli. Nu pot să încep viața, că atunci ar fi foarte simplu, dacă ar fi ca la teatru, repezi 3 luni și până zici, gata, dă la o parte viața asta, facem alta. Nu, săgeata și viața nu mai vin înapoi. Iar nemurirea stă exact în acest lucru, în rezerva de hrană morală pe care ți-ai făcut-o, cu care să te duci în nemurire. Deci să treci în opera ta. Și cât e de mare opera, atât e de mare și nemurirea. Shakespeare, Goethe, Eminescu, Coșbuc vor trăi în vecii vecilor. Amin. Și dumneavoastră, în mod special. Acum urmează evaluarea mea. O carte deschisă, un om de o complexitate fabuloasă, căruia îi place să împărtășească cunoașterea și aveți așa un har special când o faceți, de liniște, de calm, de bogăție și de bărbăție. Un instinct și o poziționare cum rar mi-a fost dat să văd la invitații mei și vă mulțumesc pentru asta, a fost o onoare. Vreau să spun că am trăit după un principiu care spune așa, deschide cartea ca să citești ce gândesc alții, închide cartea ca să gândești singur. Și asta m-a călăuzit.
și o recomandă toată lumea. Mulțumesc frumos, Dorel Bișan, pentru că ați fost la mine în această seară la 40 de întrebări. Aceasta a fost ediția din această seară. Sunt Denise Rifai. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu, promit, multe și noi alte întrebări. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!